Ți-e foame, zice el, și ți se pare că e drăguț și că e atent cu tine. De fapt, este foame lui și ar vrea să-l servești. Prieteni, bună seara, sunt dr. Cristian Andrei și iată, avem discuție în seara asta despre bărbatul egoist din fire. Adică era suficient să spunem că este egoist, dar trebuie să menționăm că asta este firea lui și să vedem în seara asta ce am putea face cu acest atribut al bărbatului care pare să fie universal. Cum trăiești cu egoismul bărbatului tău? Ai putea să schimbi acest egoism? De unde vine el? Și care este contribuția ta la instalarea sau manifestarea lui? Deocamdată, haideți să începem lucrurile cu ceea ce v-am obișnuit de multe ori, cu începuturile. Adică cu începuturile noastre ca și ființe non-umane. Pentru că, uite, chiar și aici, pe la început, mi-a sărit în ochi un tip Andrei C. Ce faceți, domnișoarelor? Adică un om teritorial a nimerit în lucernă, cum s-ar spune, și îi se pare fragedă lucerna și paște de zor. Adică, practic, bărbații au tot felul de porniri naturale. Una dintre ele este această pornire teritorială, să se pună în mijlocul vremezii sau în mijlocul lucrurilor și să se afirme pe sine. Dar, bineînțeles că și asta demonstrează tot egocentrism. Cum începe egocentrismul? Care este resursa lui naturală? Păi, poate că ați văzut și vi s-a părut revoltător faptul că într-un documentar despre lei se vede cum leoaicele se străduiesc să vâneze pentru că au de hrănit niște pui și până la urmă răpun, nu știu ce, bivol și ce să vezi, primul care se înfruptă din partea cea mai suculentă este leul, care nu a participat și nici știe cât la vânătoare că lui este cam greu să alerge cu statura impunătoare pe care o are, însă poate să domine scena după ce lucrurile au fost aranjate de către leu aici. Chiar și înaintea puilor, că aici vine senzația de revoltă pe care ai putea să o ai. Faptul că leul nu se gândește la cei mici și fragili, se gândește la sine. Da? El este vizionarul, el este cel mai important personaj de acolo și trebuie să se hrănească pe el. Da? Da, este firesc, într-un fel, dacă să te gândești, la începutul vieților, mai toți copiii sunt egocentrici. Adică, da, se promovează pe sine și fetițele și băieții, la începutul vieții au acest egocentrism. Adică se pun în mijlocul lucrurilor și li se pare normal să primească și să se gândească la sine, de-abia după ce începe să funcționeze grădinița ca și mecanism social în viața lor, încep și ei să-și pună problema decentrării, adică scoaterii propriei persoane din mijlocul importanței pe care o pot da cuiva. Și mai este un lucru interesant pe care trebuie să-l menționăm aici în dezvoltarea copilului. Nu știu dacă ați observat, când un copil învață să vorbească pe la un an, așa, un an și ceva, și cere apă mamei lui, zice, vrei apă? Vrei apă? Adică în loc să spună vreau apă, spune vrei apă. E o chestie interesantă care arată că la început copilul învață pe din afară expresia asta pe care o va fi spus-o mama lui. L-a întrebat, vrei apă, puișor? Și el o repetă în tocmai mai târziu când este sete, vrei apă. Nu o transformă în persoana întâi ca exprimare. Iar acest lucru, ce este interesant, este că e manifestat mai mult la băieți decât la fete. Adică băieții sunt aceia care vorbesc mai frecvent cu vrei apă, nu să spună vreau apă. Și întotdeauna va fi interesant să observăm când și cum dobândește conștiința de sine o fetiță versus un băiețel. După ce băiețelul și-a dobândit propria conștiință de sine, se îndrăgostește de el însuși atât de tare, pentru că și fetele ar putea să se îndrăgostească în oglindă în funcție de cum arată. Însă băiatul, la început, nu și-a acordat atenție în oglindă, însă se uită la rezultatul faptelor lui, la ce a făcut.
Și atunci începe să-i placă de sine foarte mult. Bun, dar când devin băieții egoiști în comparație cu fetițele? Pentru că se pare că fetițele rămân să își manifeste și altruismul și instinctul matern, adică sunt preocupate de ființele vulnerabile, fragile, de puiuți, de pisoiași, chiar și de băieții neajutorați. Da? În schimb, băiatul pare să își cultive în mod neîntrerupt de-a lungul vieții egoismul, până la pensie și dincolo de ea, îl tot cizelează. Ei bine, acest egoism al băieților pare să apară și să se consolideze în perioada de competiție cu alți băieți. În competiție se construiește această meteahnă a societății umane, și anume principiul conform căruia învingătorul ia totul. Adică am câștigat premiul cel mare, este al meu. Dacă este să-l împart, îl împart după bunul meu plac, nu mă obligă nimeni. Bine, vine statul și îți cam ia o bună parte sub formă de impozit. Dar cert este că și în concursuri, în întreceri, există acel bărbat care vrea să se urce pe podium și să jubileze, să fie el cel care este în centrul atenției și doar el. Poate să existe un singur învingător. Domnule, de unde vine aberația aceasta a speciei umane, cum că trebuie să existe un singur învingător în toate competițiile? Dacă ne uităm la animale, într-adevăr, și la ele, un singur leu câștigă acel grup de leoaice, da? Le câștigă pe ele ca pe niște obiecte. Și acest lucru se păstrează și la oameni, tendința de a avea ca mascul totul pentru tine. Și atunci, bineînțeles că în spiritul învingătorul ia totul, bărbatul devine egocentric și apoi egoist. Egocentric înseamnă că își explică lumea prin propriile valori și logică, iar egoist înseamnă că își cultivă această întâietate în fața celorlalți. Și mai este ceva caracteristic bărbatului. Faptul că el are o plăcere deosebită din a fi singur. Solitudinea. Masculul singur. Călărețul trac. Lancelot. Bărbatul plecat în lume. Făt frumos. Bărbatul de unul singur, care învinge obstacolele și se iubește pe sine pe măsură ce avansează. Este văzută ca fiind libertate. Pentru bărbat, libertatea se gustă cel mai bine de unul singur. Și când este doar el acolo și se înfruptă din plăcerea acestei aventuri, bineînțeles că își consolidează egoismul. De asemenea, bărbatul se gândește la reușita lui. Ca să aibă o reușită, orice animal din lumea aceasta se pregătește temeinic și își consolidează șansele. Dacă intri într-o închisoare pentru bărbați, ai să vezi o sumedenie de bărbați făcând sală de forță, cultivându-și musculatura, pregătindu-se pentru eliberare, pentru acel moment al reușitei. În schimb, pe femei n-ai să le vezi făcând asta, ai să le vezi spălându-și lenjeriile și spunându-le la uscat în mod invariabil. Bărbații se cultivă, își cultivă instrumentele, își ascut săbile, își lustruiesc mașinile, se perfecționează pentru reușită și toate acestea par să fie de un egoism exacerbat. În schimb, dacă femeia se aranjează, se aranjează ca să fie văzută de cineva, de altcineva, deși vă spun sincer, am tot felul de polemici în ziua de astăzi, din care de multe ori ies ciufulit, chiar dacă nu prea am cine știe ce podoabă capilară, când spun că femeile se pregătesc, se fac frumoase pentru ceilalți, iar ele spun nu, că eu mă fac pentru mine, doar pentru mine. Nu. Am să o spun și o să o repet până mor. O femeie nu se face frumoasă pentru ea, chiar dacă are senzația că ea este prima care se bucură de asta. Bun,
Vreau să zic că bărbatul se consolidează, se consolidează pentru a avea mai multe șanse de reușită. Este acel sistem lean de management în care îți aranjezi prerogativele, șansele, detaliile și muncești doar 20% din timp. 80% din timp îl petreci pregătind lucrurile. Bun. Și bineînțeles că în toată această perioadă de pregătire, băiatul merge la sală, se documentează, se perfecționează, se antrenează. Antrenamentul este al bărbatului, nu-i așa? Ce face o femeie în timpul acesta? Și ea se cizelează, se ajustează, dar foarte mult socializează, dar foarte mult se dedică altor persoane. Și până la urmă vine momentul acela al familiei. Da? Eu nu știu cât va mai dura familia ca și instituție de acum încolo și ce beneficii va mai avea pentru indivizi. Mulți caută familia ca să rezolve o problematică de abandon din copilăria lor, mai ales multe femei. Și multe femei caută familia pentru a avea ocazia de a-și îndeplini această pornire, această nevoie de împlinire prin maternalitate. Dar foarte greu mai vezi bărbați dispuși să facă copii în ziua de astăzi, când lor le este bine cu ce au și mai ales când ei beneficiază în calitate de copii de tot felul de răsfățuri din partea femeilor din jur. Dar să spunem că acest bărbat egoist, care și-a cultivat egoismul în întrecerea cu ceilalți bărbați și perfecționându-și șansele de reușită, ajunge să fie tată. Păi când egoistul ajunge să fie tată, îl vezi în primul rând că se duce la frigider și mănâncă din mâncarea copiilor, de nu mai rămâne nimic pentru ăștia. Îl vezi cum se joacă el prima oară cu jucăria copilului, adică ia un PSP cel mic, dar spune stai așa să ți-l instalezi că tu nu știi să te joci, îl strici, lasă-mă pe mine să ți-l setez. Și îl tot setează de leșină copilul, de oftică lângă el. Ce se întâmplă cu acest bărbat de are atâta cinism încât ia de la gura copiilor ceea ce este rezervat pentru aceștia? Domnule, este irezistibil. Dacă în frigiderul tău familial se află niște tiramisu și este pentru copii, o să încep să-ți zici tot felul de chestii în cap. Nu, care cafea și nu trebuie să mănânce ăștia mici prea mult. Să iau o gură să văd cum este. Dar ce, eu n-am voie să mă simt, să simt plăcere. Uite că nu mă vede nimeni, ăștia dorm. Și mănânci, domnule, aproape tot tiramisu. Să zicem că aproape tot, pentru că ai totuși puțină educație. Dar sunt unii care pur și simplu nu se pot abține de la arade tot. Mama este perplexă. Femeia care constată că bărbatul egoismului a luat de la gura copiilor își face probleme foarte serioase de relație cu acest om. Începe să îl urască, să îl deteste pur și simplu, în timp ce lui se pare firesc. Da, se iveste această competiție între bărbat și copii ca și egocentrism. Copiii sunt egocentri și cer, bărbatul este egocentric și consumă. Copiii sunt aceia care cer întâietate în a fi observați și pupați de mama lor, bărbatul cere și el atenție. Și în aproape toate situațiile în care un bărbat are copii mici, nou născuți, el se simte în competiție cu aceștia pentru grațiile mamei, ale acestei femei care a născut copiii. El este cel care este îmbufnat pentru că nu mai are parte de sex. El este cel care este dezamăgit că ea s-a schimbat în relație cu el. El consideră că nu mai poate, că duce o viață foarte grea. El. Poate de aceea, în toată istoria omenirii, bărbatul a avut rezervate niște prerogative, un spațiu al lui, un pat al lui, o cameră a lui, un cal al lui, niște arme ale lui, niște unelte ale lui. Adică bărbatul căruia îi se pune mâna pe unelte din partea altui bărbat, fie el și băiat, copil, este extrem de revoltat, este foarte agresiv. Și așa îți dai seama dacă un bărbat poate să fie mentor sau nu poate să fie mentor al vreunui băiat pe lumea asta.
Dacă îl vezi că își apără cu vehemență uneltele, sculele, ca să spun așa, de adolescentul sau puberul din preajma lui, înseamnă că nu va fi bun de mentor. Dacă însă acceptă să îi se strice sculele pentru că lucrează un băiat neinițiat cu ele, înseamnă că ar putea să suporte această povară nobilă a mentoratului. Am zis că bărbatul a avut întotdeauna un spațiu destinat. De exemplu, chiar și în biserică, este revoltător să vezi cum bărbaților li se rezervă partea din față, că de au ei ce au în plus față de femei. Îmi pare rău că fac legătura între acest ceva în plus și locul lor în biserică, dar nu prea văd mari diferențe, ba mai mult decât atât, eu le văd pe femei mult mai credincioase decât pe bărbați și mult mai statornice și mult mai receptive față de divinitate. Nu știu de ce bărbații, cu toate aceste vicii ale lor, trebuie neapărat să stea în față și să le marginalizeze pe femei cu atâta râvnă. Da, bărbatul are ceva ce femeia nu are, nu-i așa? Și Freud numea asta invidia penisului. Adică faptul că fetițele observă la un moment dat că băieții au ceva acolo și ele nu au și că de aici vine inferioritatea lor, sunt complexate, ce să vezi, și toată viața o să își dorească să fie și fost și ele băieței și se simt inferioare. Iar băieții la rândul lor se dau mari cu ce au, fac pipi din picioare, mândri la gard sau pe unde apucă și dacă mai sunt și la vârstă sexuală activă, să-și arate dimensiunile pe acolo, să se întreacă unii cu alții, li se pare chiar funny, chiar interesant. Bun, dar ce trebuie făcut? Pentru că noi trebuie să ne întrebăm astăzi și ce avem de făcut ca un bărbat să nu devină atât de egoist încât să-și distrugă familia sau să ia de la gura copilor lui cam tot. Și de asemenea, ce este de făcut dacă un bărbat deja egoist a ajuns în viața ta? Cum te poți descurca cu el? Haideți să le luăm pe rând. Pentru a preveni instalarea egoismului la viitorul bărbat, este important ca băieților să le cultivăm inteligența emoțională și empatia. Empatia te scoate din tine. Empatia este cea care te ajută să simți alături de cealaltă ființă și să uiți puțin de tine. Trebuie să știți că uitarea de sine este un lucru extrem de valoros. Este principala resursă pentru societate, fiindcă doar când un om uită de sine și se poate dedica altcuiva, este valoros pentru societate. Când se gândește doar la el, cum îl sfătuiesc unii coach, bineînțeles că ajunge să fie un antisocial, un individ care distruge vieții în jurul lui. Și de aceea băiețelul trebuie educat în spiritul empatiei și poate să înceapă cu empatia față de mama lui. Adică să simtă ce simte mama lui, pentru că în mod natural este dotat cu această receptivitate, orice copil. Copiii își simt mama, simt când ea este supărată, obosită, dezamăgită, veselă, doritoare, curioasă, ei o simt pe mama lor. Și băieții o simt pe mama lor, dar din păcate se face greșeala de a fi descurajați băieții să mai simtă și să mai exprime ce simt. Există o întreagă cohortă de mame misogine în lumea asta. Cele mai misogine mame pe care le-am văzut sunt cele din etnia romă de la noi din țară. Sunt atât de ahtiate după a avea băiețel, de a-l considera superior și sunt atât de agresive cu cele, cu fetițele, cu cele de sex feminin care nu le sunt copii, încât stai să te gândești că există o legătură între asta și cât de mult a evoluat această etnie din punct de vedere economic și cultural. Spun asta pentru că petrec destul de mult timp în contact cu romii și încerc să-i ajut și mai ales să-i înțeleg. Vreau să zic că un băiețel ar trebui să fie crescut în spiritul empatiei față de mama lui în primul rând. Păi cum ajunge un băiețel să aibă empatie pentru mama lui? Doar dacă aceasta se exprimă emoțional în preajma lui, dacă aceasta vorbește despre ea însăși mai mult decât să vorbească despre băiețelul respectiv. Când
o persoană adultă vorbește despre propria persoană în fața unui copil, copilul are această șansă de decentrare despre care vorbeam mai devreme. Pentru că dacă el rămâne egocentric, va rămâne și extrem de antisocial mai târziu. Din lipsa empatiei se dezvoltă, de exemplu, tendința unor copii de a practica bullying-ul, de a fi agresivi cu ceilalți, pentru că nu îi simt pe ceilalți. Și deci, mama ar trebui să vorbească despre ea însă și despre nevoile ei emoționale. Ea ar trebui să-i ceară ajutorul copilului, să ceară protecția copilului, înțelegerea emoțională din partea copilului, să spună: mie foame, adu-mi ceva să mănânc, să-i ceară băiețelului ei. Și acesta încă de mic, de pe vremea când încă crede ce îi se spune, poate să facă aceste lucruri valoroase. Și mai târziu nu va mai fi atât de egoist încât să facă ravagii în jurul lui. Bun. Dar ce se poate face dacă un bărbat este deja egoist? L-ai luat egoist, l-ai luat narcisist, l-ai luat preocupat de sine, aranjat, cât mai pedant. Este evident că dacă un bărbat îți place pentru că este bine îngrijit, arată bine, este călcat, spălat, cum se spune, și dat cu tot felul de creme și epilat, este evident că acesta se cultivă pe sine. A fost cultivat de către mama lui ca fiind cel mai frumos și deștept și ajunge să se cultive în continuare. În timp ce unul care este îmbrăcat mai modest și mai neîngrijit ar putea să-ți facă o impresie proastă, dar el de fapt se ocupă de ideile lui, de ființele din jurul lui și este un om minunat înăuntru lui, numai că vezi, te induce în eroare faptul că bărbatul egoist este dezirabil. Bărbatul egoist stă semeț și drept în fața celorlalți. Bărbatul semeț spune eu cu o forță convingătoare. Bărbatul egoist este cel care nu are milă și nu face compromisuri, care spune adevărul în față și așa mai departe. Ori aceste lucruri ți se par calități și ți se pare că este extrem de masculin bărbatul care este egoist. În schimb, bărbatul altruist se pare un floșcălete, un tip naiv, slab, fragil, pe care nu te poți baza. Și atunci atitudinile față de bărbatul care este deja egoist sunt cam așa. Ca să mai diminui din egoismul manifest al acestuia, este bine să confirm masculinitatea lui în fața prietenilor lui suficient de des. Această recunoaștere în fața celorlalți bărbați îi rezolvă o bună parte din frustrarea de competiție pe care o are cu acești bărbați. Deci, pe scurt, ca să nu mai fii atât de egoist în casa ta, bărbatul tău trebuie lăudat în fața celorlalți bărbați afară. Și când vine în casa ta, ai putea să faci cu totul altfel. Acolo trebuie să-i impui și limite bărbatului respectiv, dar vei vedea că este deja generos cu tine și cu copiii, pentru că este mulțumit de imaginea pe care o cultivi în fața celorlalți bărbați. De asemenea, așa cum faci cu băiețelul tău pe care îl vrei un bărbat mai altruist, este bine să-i vorbești bărbatului egoist despre tine și mai puțin despre el. Trebuie aici să înțelegi că există o capcană. Dacă îi spui unui bărbat că este egoist, dacă îl critici, dacă vorbești foarte mult despre el și egoismul lui, nu faci decât să întărești această preocupare pentru sine pe care o are bărbatul egoist. De aceea, nu despre el trebuie să-i vorbești, ci preponderent despre tine. Bineînțeles că nici despre alți bărbați. Despre tine. Despre ce înțelegi, ce vrei, ce-ți place, despre senzațiile tale, ecourile pe care le poți avea tu în diverse situații pe care poate el le produce. Deci nu uita că fie și critica pe care o adresezi unui bărbat îi întărește egoismul. Aici îndrăznesc să folosesc o metaforă. Parfumul tău trebuie să fie peste tot. Adică parfumul tău, nu al lui. Prezența ta, valorile tale, estetica ta trebuie să se facă manifestă. Nu te lăsa supusă și nu fi sclava bărbatului. Pentru că de multe ori faci așa
din cauza părinților tăi care poate ți-au tot exprimat nemulțumirile lor, ți-au spus că nu te duce capul sau că nu ești în stare de nimic și este suficient ca un băiat să-ți spună așa ceva și ți se pare că te-ai îndrăgostit de el pentru că este puternic și știe ce vrea. Dar îți vei petrece mai toată viața încercând să-l mulțumești pe acest individ care, bineînțeles, că devine egoist. Nu uita că egoismul se hrănește din ceva. El nu are doar o sursă internă. În momentul în care ceilalți participă la cultivarea egoismului unui individ, acesta devine un adevărat dictator în preajma, în grupul din care face parte. Și nu este deloc o fericire să trăiești cu un astfel de dictator în viața ta. Dar poate una dintre cele mai interesante modalități de a mai diminua din egoismul bărbatului este să scormăni prin el până când îi găsești instinctul matern. Adică să vezi cum poate să reacționeze la prezența unui bebeluș sau unui copil în viața lui. Dacă le spui pe bărbat nevoilor bebelușului, încă de când acesta se naște, vei vedea că în acel bărbat se poate trezi atât atașamentul datorat oxitocinei din creierul lui, cât și instinctul matern în general de a îngriji de cel care este dependent și vulnerabil în fața lui. Asta însemnând că dacă vii cu bebelușul de maternitate, este bine să îl pui în brațe bărbatului, nu să îl ții doar tu în brațe și pe el să-l lași să se uite de la distanță. Înseamnă să-l rogi să-i facă băiță. Înseamnă să îl înveți ce înseamnă, cum este să-i dea lapte cu biberonul sau să-l schimbe, să comenteze ce se vede la el, pentru că în felul acesta, fiind vorba de copilul lui, însuși instinctul patern, acela de drept de autor asupra copilului, îl mai moaie și îl face pozitiv și atunci este o ocazie unică, fiind copilul lui și tatăl fiind obligat într-un fel de instinct să se poarte frumos cu propria odrazlă, va accepta multe lucruri pe care altfel nu le-ar fi făcut pentru o ființă fragilă. Deci expunerea la copii este extrem de importantă pentru a mai muia din bărbatul care este egoist. De asemenea, egoismul bărbatului ar trebui să se moaie și în fața dragostei, în fața erotismului. Pentru că dacă un bărbat este zgârcit sau dacă se gândește doar la el în timp ce pretinde că este îndrăgostit de o femeie, înseamnă că nu este îndrăgostit de acea femeie. Da? Poate că este singura situație în care un bărbat extrem de egoist sau extrem de dur ar putea să se moaie. Perioada când este îndrăgostit de o femeie și ar vrea să facă orice la picioarele ei ca aceasta să-i zâmbească. Și tu ar trebui să profiți de această perioadă când un bărbat este îndrăgostit de tine ca să-i ceri lucruri, ca să vorbești despre tine și ce-ți dorești. Nu lăsa doar pe el să se dea mare cu cine este și nu vorbi doar despre măreția lui. Fii tu aceea care se valorizează în fața dragostei lui. Cam asta am avut de spus, prieteni. Mâine seară o să avem la prezentarea de caz cum scoți egoismul dintr-un adult ca și tehnici de psihoterapie. Bineînțeles că voi răspunde tuturor întrebărilor patronilor, așa că și tu poți devii patron al Institutului de Relații Umane pe www.patreon.com/derandrei, așa cum este scris aici în burtieră, da? Și astfel vei avea priorități în relație cu Institutul de Relații Umane unde lucrăm noi și bineînțeles că vei primi răspunsul la toate întrebările pe care le vei adresa marțea seara de la ora 20 pe patreon.com/derandrei. Bun, dar hai să vedem ce părere aveți voi, că văd că v-ați tot exprimat pe aici. Nici nu știu de unde să o iau. Hai să o iau dinspre începuturi. Anișoara, îmi spuneți, vă rog, cât este permis egoismul într-o relație? Asta e o întrebare foarte bună. Trebuie să existe egoismul sub formă de respect de sine. Adică trebuie să se vadă că tu ești de acord cu tine, cu existența ta pe lumea asta, că tu te dezvolți pe tine, că tu te apreciezi pe tine și știi să vorbești despre calitățile tale. Cu aceste lucruri îi atragi pe oamenii din jur și bineînțeles că de îndată ce te afli în relație cu cineva, te gândești și la acela. Și este oarecum împotriva naturii să te gândești la acela înainte de a face relația cu el. Pentru că altfel nu mai ești o persoană atrăgătoare și respectabilă. Uh-huh.
Ana, eu cred că egoismul se regăsește destul de des la bărbați. Păi este un fel de atribut obligatoriu al masculinității. Se pare că această mândrie de a se afișa, de a-și afișa dotările și calitățile, vine de pe vremea cocoșilor, păunilor și cerbilor, când bărbații trebuiau să afișeze tot felul de lucruri inutile, dar cu care se mândreau, bineînțeles. Ioana, se poate vindeca un bărbat de faptul că se simte de 2 lei, zice că e luat de prost și din cauza asta jignește foarte urât? Da, se poate dacă primește complimente fără să le ceară și mai ales de față cu ceilalți, cum spuneam mai devreme. Faptul că el zice că e luat de prost înseamnă că a observat că sunt folosite argumente emoționale pentru ca el să fie manipulat, determinat să facă anumite lucruri. Celestin, unde aș putea adresa o întrebare legată de problemele ce le întâmpin în relația părinte-adolescent? Păi și aici, care e problema? Sau pe Patreon, cum ziceam. Sunt destul de multe detalii, probabil și de aceea nu le-am scris aici. Maria, care este limita între stare de confort și egoism? Egoismul bărbaților români ar fi bine de copiat și de partenerele lor. În ce măsură? Confortul este într-adevăr acel egoism elementar prin care încerci să-ți asiguri calitatea vieții. Calitatea vieții este la vârful piramidei lui Maslow, a nevoilor umane. Este acea tendință de autoîmplinire și când tu îți cauți confortul, probabil că o faci pentru că ai un surplus de valori sau de resurse pe care le folosești pentru asta. Și bărbații știu foarte bine să facă acest lucru. Din păcate, după cum spune și Maria aici, când avem de-a face cu un bărbat egoist, el de obicei se află în cuplu cu o femeie extrem de altruistă sau extrem de supusă, pentru că altfel nu se poate întruni acea complementaritate necesară cuplului respectiv, fiindcă un cuplu între doi egoiști nu prea funcționează. Gabriela, Maria, de ce crezi că doar bărbații români sunt egoiști? Egoiști sunt peste tot în lume. Așa este, sunt peste tot în lume. Însă egoismul în anumite culturi este mai educat, ca să spunem așa, adică e mai pe ocolitelea, în spațiile mai rudimentare, cultural și educațional, egoismul este mai brut, se manifestă mai clar, mai pe față. Nicoleta. Se poate schimba un bărbat egoist, narcisist? Ar putea bărbații să învețe din greșeli? Au bărbații păreri de rău dacă consideră că au greșit? Pentru ca un bărbat să poată admite greșeala, trebuie să se întrunească atmosfera de fair play, în care, în primul rând, celălalt admite care e greșeala lui și atunci și bărbatul poate să considere că a greșit undeva. Florin, când îi spui partenerei dacă vrea să facem dragoste, asta înseamnă că nu vrei tu. Pentru că dacă ai vrea, ai acționa. Da. Când îi spui partenerei dacă vrea să facă dragoste, asta înseamnă că nu vrei tu. Corect. De multe ori bărbații folosesc această reflexivitate cu ție foame pentru a se înțelege că le este lor foame sau o întreabă pe celălalt dacă ar vrea neapărat un lucru, pentru că ei nu ar prea vrea acel lucru. Și asta se întâmplă pentru că bărbații mimează altruismul de multe ori și nici măcar când e vorba de celălalt nu se pot scoate pe ei din discuție. Andrei. Domnule doctor, ați greșit. Eu nu sunt de egoist deloc. Dimpotrivă, am foarte multă iubire pe care o ofer necondiționat. Ok, Andrei, necondiționat și la toată lumea, cum s-ar spune, nu-i așa? Adică la toate femeile. Ce vreau să zic cu asta și îmi cer iertare, Andrei, că am făcut observația respectivă, este că există o atitudine la bărbați de a vorbi cu toate femeile deodată, de a le lua pe toate la grămadă, multe femei, cât mai multe femei, pe toate dacă se poate. Dar în momentul în care un bărbat învață să prețuiască o singură femeie,
o vreme și profund, probabil că acela capătă o valoare pentru acea femeie. Rodica, vezi familia lupului, berzei, pinguinului, cred că se referă la la statornicie. Ioana, bărbatul egoist își părăsește copiii pentru că aceștia îl încurcă? De foarte multe ori, acela nu este un bărbat matur, este un bărbat imatur care nu mai suportă să nu aibă întâietate, să nu primească atenție. Și părăsește copiii gândindu-se la aceste nevoi ale lui, dar atenție, nu sunt nevoie de bărbat, ci de copil. Anca, desigur că depinde de o serie de factori comportamentul de egoist. Am observat la soțul și nu numai. De fapt, există o pornire simplă în interiorul bărbatului care cere să fie egoist. Nu este neapărat, ea nu trebuie interpretată neapărat ca fiind o chestiune de morală, da? Că este un degradat moral sau că este un om needucat. Este egoism destul de clar, manifest și la oamenii foarte mult educați. Aha. Doina. Bărbații sunt un pic infantili și la majoritatea sunt frustrați. Îmi pare rău că și dumneavoastră sunteți bărbat. Da, și eu sunt bărbat. Există un infantilism al bărbaților, într-adevăr, și merită să discutăm o dată de ce bărbatul poate să fie copil când lui se cere, de fapt, să protejeze pe ceilalți. Se pare că aici un rol important îl are ceva din femeie care îl stimulează pe bărbat să răspundă ca un copil. Probabil că este vorba de maternalitatea femeii care este amestecată cu dragostea. Adriana. Mare filozofie nu este în bărbatul egoist. Îl simți din prima. E praf și pulbere unul ca el. Da, așa este, numai că, după cum spuneam, Adriana, de multe ori acesta dă senzația de masculinitate, de hotărâre, că știe ce vrea și că are așa un fel de mândrie a lui. Mălina. Poate un bărbat egoist să iubească cu adevărat o femeie? Am impresia că își alege partenera care nu prea se iubește pe sine, dispusă să lase pe ea pentru el, iar el o exploatează până la epuizare. Așa este. Se întâmplă acest lucru pentru că, de fapt, bărbatul egoist se lasă iubit de o anumită femeie și o acceptă în preajma lui, pentru că aceasta este foarte impresionată de egoismul lui și îl servește cu într-adevăr. Denisa. Bărbatul egoist este cel cu atașament evitant? Poate să aibă un atașament evitant, însă de multe ori atașamentul bărbatului este cel care are o natură acaparatoare, adică practic ar vrea să primească continuu fără niciun fel de reciprocitate. Andrei. Sunt de acord că o femeie se face frumoasă pentru ea, doar că barometrul este în validările pe care le primește de la sexul opus. Una este să fii îngrijită și alta este să țipi a nevoie de validare. Da, există un întreg limbaj al imaginilor în ziua de astăzi. Se iese în societate într-un fel atât de expresiv și atât de exagerat încât este imposibil ca oamenii să te ignore. Nu sunt femeie și nici nu mă aranjez doar pentru mine. O fac pentru imaginea pe care o arăt lumii. Exact. Este o imagine de la care primești cu generozitate un feedback, da? Este o prezență, este acea poză de Instagram sau de Facebook care arată că existi. Radu. Hei, eu vreau să mai fac copii. Probabil că Radu a fost curios să vadă cine se oferă să facă copii cu el. Să vedem. Delia. Am înțeles din partea bărbaților, dar nu-i mai suport. Nu mai am încredere în ei. Am o satisfacție uriașă din a elimina. Îi simt și slab și cu cât sunt mai slab, cu atât mă simt mai îndreptățită să-i minimizez. Sunt egoistă, nu? Nu, defensivă până la sâmburile cel mai tare din interior.
În momentul în care bărbații ajung la sâmburile unei femei, constată că este destul de dur și dacă îl spar, constată că e destul de amar. Și probabil că aici s-a ajuns, Delia. Îmi pare rău pentru bărbații ăștia că au pierdut o interacțiune frumoasă. Ionela, dacă ei mai au două partenere și se jură că îți fideli, de ce nu zic? Poate și femeia și-ar găsi alternative. Îți egoiști sau psihopați? Niciuna, nici alta, Ionela. Le este frică, pur și simplu. Este vorba de asumarea o relație cu mai multe femei deodată, care ar însemna, lucru care ar însemna să aibă grijă de toate și să suporte consecințele din partea celor pe care ar putea să le piardă în felul ăsta. Ana, păi bărbatul este teritorial și intră într-un soi de competiție cu proprii copii. Așa este, intrarea în competiție cu proprii copii a bărbatului este una serioasă, chiar dacă pare să fie drăgălașă, sau este tăcută, ea poate să ducă la distrugerea familiei în curând. Ioana, trebuie să ai curajul și eu foarte greu mi-a fost și mie foarte greu mi-a fost până am luat-o, dar am 4 ani de când am plecat și am o viață frumoasă, am început să mă prețuiesc mai mult, să văd viața mai frumoasă, îmi permit să merg acum în concediu, mi-am schimbat total viața în bine. Da, asta când o persoană reușește să găsească în sine calitățile și nu se consideră a fi victimă. Ionela, domnule doctor, cum să scap de ură? Mă roade. Cred că ura este o pasiune, după cum am mai spus, ea este egală cu dragostea și este posibil ca atunci când ura s-a născut în urma unei inversări a sentimentului de dragoste, a pasiunii dragostei, ea să fie destul de durabilă pentru că continuă, bineînțeles, relația pasională cu acea persoană. Adriana, spuneți că are cinism? Nu, e doar neevoluat. L-a crescut măsa fără educație și în final i-a zis când a crescut, ia du-te mă și la alta că m-am mai obosit naibii. Vai ce limbaj, Adriana. Așa trebuie vorbit cu bărbații? Oare în felul ăsta i-ar putea să fie mai atrași? Silvia. Bărbați egoiști, vânători, se hrănesc cu reușite ale lor pentru ei. Vor toată atenția, dar când reușesc, trec mai departe. Femeia se schimbă după schimbarea lui. Da, îmi pare rău, Silvia, că există dezamăgirea asta față de vânători. Dar după cum spuneam, vânătorul este cel mai semeț bărbat și cel mai vizibil. Și de multe ori femeia se lasă sedusă de o astfel de imagine a bărbatului vânător. În timp ce acela care ar putea să nu fie egoist este disprețuit de femeie. Helenita. Aveți dreptate, dar mai sunt și tați care procedează la fel ca mamele pentru copiilor. Da, Helenita, sunt perfect de acord. Sunt bărbați care au un instinct matern foarte frumos. Instinct matern, nu patern. Asta înseamnă că ei sunt sensibili față de nevoile copiilor și ale ființelor fragile în general și că parcă știu întotdeauna ce au de făcut și le merg degetele mai degrabă decât femeilor. Teodora. Tata mânca din mâncare, primul soț ascundea bani, iar cel de-al doilea soț ascundea tot de mine. Eu nu sunt lacomă și nici pofticioasă. Nu râvnesc la cei al lor, nu înțeleg. Fac eu ceva greșit? Păi că gătiți o mâncare foarte bună. Probabil că dați senzația că aveți multe lucruri de făcut și ei ar vrea să se distreze, nu să muncească la fel ca dumneavoastră. Adi. Mai sunt cazuri când bărbatul pleacă altruist din casa părintească, dar devine egoist datorită femeilor din viața lui care îi reproșează asta mai târziu. Ce ziceți de asta? Este posibil ca bărbatul să dobândească un egoism de recul, într-adevăr, adică începe să nu mai fie atât de generos cu femeile pentru că a văzut că a pierdut foarte mult. Sunt și femei destule care descoperă egoismul la un moment dat,
încercând să conserve câte ceva din plăcerea lor de a trăi. Dar sunt de acord cu asta. Andrei. A, nu, doar un complex de superioritate, nimic mai mult. Încercați cu asociație care apreciază această atitudine. Cum îi zicea? Parcă feminism, nu? Da, feminismul poate să fie un fel de recul, de reacție față de misoginism. Și, într-adevăr, pare să fie devastator feminismul într-o anumită fază a dezvoltării societății. Nu cred că mai este atât de malefic la ora actuală. Ana, am ajuns să iubesc mai mult animalele decât oamenii. Oare de ce? Pentru că există oameni, precum poate și dumneavoastră, Ana, care au nevoie de iubire necondiționată. Iar această formă de iubire poate fi întâlnită la copii și la animale. În rest, oamenii te cam iubesc pentru tot felul de lucruri pe care le faci pentru ei sau către ei. Dacă un bărbat spune că nu se mai simte motivat în relație pentru că nu poate depăși un moment în care s-a simțit jignit și neiubit, ce ar fi de făcut? Ce ar trebui să facă partenera lui? Zice Ioana. Asta cu nedepășirea momentului este doar pretextul teatral pe care îl găsește un bărbat care vrea de ceva timp să se desprindă. Ideea asta de a-l face pe celălalt să se simtă vinovat de ceva ca să te poți descotorosi de el, nu este deloc nouă. COQs. De-abia mă pot întreține pe mine pe plan financiar și emoțional. Cum aș putea face față unei relații? Păi relația nu cere neapărat plan financiar. Iar dacă ea este epuizantă din punct de vedere emoțional, înseamnă că într-adevăr ne punem problema unei frici față de sexul opus. Valeria. Cum aș putea lua legătura cu dumneavoastră? Am nevoie de consultații. La institut, cum ziceam. Institutul de Relații Umane. Edmund, la polul opus este cumva salvatorul altruist? Ei bine, aici este o chestiune foarte delicată, Edmund. Au apărut observații care demonstrează că salvatorul este unul dintre cei mai elaborați egoiști. Adică și cei care pretind că îi salvează pe alții, că se gândesc la alții, caută mântuirea, ca și termen religios, de exemplu. Dar haideți să ne întrebăm, este mântuirea un act egoist sau altruist? De ce să nu lași pe altul să se mântuiești și să rămâi tu mai păcătos? De ce vrei tu să te mântui pe tine? Gabriela, dar dacă un băiețel nu a crescut cu mama că l-a abandonat? Da, există acest egoism din supraviețuire. Supraviețuitorii au de multe ori un egoism foarte bine sistematizat, care le-a permis, bineînțeles, să iasă cu bine din situații. Ileana, cum rămâne cu bărbatul care nu mai recunoaște că femeia lui a dat totul? Păi... Nu recunoaște pentru că probabil discuția despre acest lucru, că femeia a dat totul, este în dezavantaj pentru el. Dacă el ar fi în primul rând lăudat, cum spuneam, față de prietenii lui, ar și recunoaște că femeia lui a dat totul. Gabriela, cum se poate dezvolta emoțional? Bănesc că te referi la bărbatul egoist. Dezvoltarea emoțională este o dezvoltare care ar trebui să se petreacă timpuriu în niște condiții naturale, bine selecționate, pentru că altfel poate să devină aberantă. De exemplu, te poți dezvolta emoțional aberant dacă ești trimis la război. Nu te dezvolți emoțional, dar o iei asta. Denisa, ce faci când maică-sa zice că să nu mai simtă să fie bărbat? Că l-a pierdut din vina mea și că numai familia va fi lângă el, că femeile vin și pleacă. Ne-am despărțit între timp, dar simt că e doar vina ei. Da, după cum spuneam, unele dintre cele mai misogine persoane de pe pământ sunt mamele de băieți, care urăsc orice femeie din afară ce ar putea să intre în viața odorului lor. Da?
Și ce să vezi, dacă mai sunt și niște resurse materiale acolo cu care să-l șantajeze, dacă mai există și niște boli cronice care dau de înțeles fiului că mama, mamițica ar putea să moară, bineînțeles că acesta renunță la dragostea lui și se duce înapoi la mama. Florica. De-a lungul societăților umane, poziția în societate, în familie, femeile au fost mereu penalizate. Da, pentru că bărbatul are nevoie de acest sparing partner. Știți, ați văzut la box, când un boxer se crede campion, el are nevoie de un alt boxer mai slab pe care să-l tot bată ca să prindă încredere în el. Cam asta este de multe ori soția, femeia, partenera pentru un bărbat care se crede atotputernic și vrea să se antreneze, după cum spuneam. Daniela, apropo de statul în față la biserică, e pentru că și la școală elevii indisciplinați sunt invitați în prima bancă pentru a nu a mai fi distrași de stimuli din jur. E, dar la biserică nu sunt invitați bărbații nici în față, nici în spate din motive educaționale. Li se consideră niște prerogative, cum că din naștere ei sunt superiori și trebuie să stea în față. Manuela, am trăit faza în care partenerul meu a început să mănânce înaintea tuturor, deși ne aflam într-un grup în care erau și copii. Am murit de rușine. Consider că e o chestiune de educație. Parcă era prezentă și mama lui acolo, care i-a spus, mănâncă, Georgele, mănâncă, că să crești mare. Gabriela. Ar fi bine să fie cât mai mulți bărbați ca dumneavoastră. Da, nu mi-aș dori neapărat, dar că s-ar naște competiție, nu de altceva. Nicol, ce se întâmplă când el vrea să pară altruist, dar în fața problemei e un egoist și nu recunoaște? Da, foarte mulți bărbați cultivă anumite imagini de oameni de treabă, de oameni minunați, fermecători. Și în intimitate cu partenera sunt niște monștri, de fapt. Această duplicitate trebuie observată de vreme, de dinainte de a începe relația. Nicol, o mică măsură de egoism nu strică nimănui, nici femeii, nici bărbatului. Am cunoscut însă nivele de egoism pe care acum le-aș putea numi retard emoțional fără nicio remușcare. Așa este. Din păcate, sunt anumite forme de egoism care frizează orice fel de conviețuire în societate și sunt în legătură cu înapoierea în dezvoltarea emoțională. Ana Maria, dacă se droghează ocazional, ce e drept, mai rar decât înaintea relației, acum o dată pe lună și nu vede nicio problemă cu asta, ba chiar zice că e normal, cum să procedezi? Dacă e vorba de iarbă, probabil că așa îi se pare că e normal, dar dacă e vorba de stupefiante mai agresive, cum ar fi cocaina sau heroina, bineînțeles că nu are cum să nu fie o problemă și trebuie să îi spună un profesionist, un specialist lucrul ăsta. Melinda, te schimbi tu și se schimbă lumea în jurul tău. Corect este, pentru că schimbându-te tu, schimbi unghiul din care privești sau îți schimbi optica. Denisa, ce poate să-l reține pe un bărbat evitant, nehotărât și egoist să-mi dea noua șansă să ne împăcăm? Am fost supusă și am vrut să fie bine, aș fi făcut orice. Vorba noastră, m-am pierdut pe mine și nu sunt bună. Păi da, acest lucru se întâmplă când nu creezi și frustrări bărbatului respectiv. Încă de pe vremea de când îți face curte, el trebuie să fie ușor frustrat pentru a înțelege că există la tine demnitate, că există nevoia ta de respect și că tu contezi. Siuchius. Eu mă îndrăgostesc în fiecare zi de cel puțin câteva zeci de ori, găsesc motive de bucurie în orice, cum aș putea să rămân doar cu o singură dragoste? În fiecare zi de cel puțin câteva zeci de ori? Păi când? Asta nu munciți? Dar o singură dragoste înseamnă cu totul altceva decât aceste atracții. Probabil că nu vorbim despre dragoste, ci despre diverse atracții. Dragostea este cea care îți infiltrează toată personalitatea și mâine nu mai poți să te îndrăgostești de altcineva, că ea este acolo.
Gabriela, eu cred că băieții, bărbații din România născuți în 80-90 nu sunt educați emoțional și sunt mulți care habar nu au ce înseamnă dezvoltare emoțională. Ideea e că sunt atât de egocentrici și de egoiști și nu vor să se autoeduce. Păi, dar cum să te autoeduce? Ar însemna ca în egoismul tău să observi că ai niște imperfecțiuni, iar acest lucru ți este imposibil. Ela, oare ce crede un bărbat, fostul meu soț, că am acceptat după circa 20 de ani să ne mutăm împreună pentru a ne ajuta copiii? Dormim separat, dar trăiesc cu teama că el se așteaptă la o viață normală. Da, și probabil că acest lucru s-ar putea accentua în timp și acest bărbat să vrea din ce în ce mai multe și să vă dea drumul destul de greu să vă întâlniți cu alți bărbați. De aceea trebuie să existe o rudă de-a dumneavoastră din familia noastră care se interpune între el și dumneavoastră. Divertisment. Cred că un bărbat egoist este cel mai bun mincinos. E capabil să ascundă, să mintă și să manipuleze oamenii din jur, urmărindu-și doar interesele și binele lui. Da, există egoismul agresiv de tip narcisist și este egoismul unui om slab de tip evitant care își promovează propriul interes, dar prin spate, nu prin față. Maria, ce înseamnă dacă iubitul spune că nu se simte iubit? Cum îl ajut să exprime ceea ce simte? Asta este una dintre expresiile bărbaților care nu prea mai vor să rămână în relație și care consideră că nu primesc suficient de mult, dar de fapt ei nici mai vor să primească. Nails. De ce bărbații fug când o femeie vrea să-și facă familie și copil? E mai bine să nu exprimi ceea ce îți dorești în viitor? Da. Este bine să nu menționezi familia și copilul încă din prima discuție cu un bărbat, pentru că acesta o ia ca pe o amenințare. În schimb, îi prinde mult mai bine unui astfel de bărbat să se întâmple lucrurile de la sine fără să fie anunțate solemn din timp. Mălina. Dar dacă e atât de egoist încât nu e disponibil sau dispus la dialog, respectiv nici nu încearcă să își asculte partenera, pur și simplu fuge, evită și amână dialogul cât de mult poate. E bine, această fugă poate să fie o fugă egocentrică, însă trebuie să ne gândim de ce fuge. Diana. Cel cu care vorbesc are un business și îmi zice că are programul plin și că am nevoie de o programare ca să vorbesc cu el. El este și în relație la distanță, simt că nu voi face față. Ce e de făcut? Programare? Păi atunci să-și facă și o programare pentru a ajunge să vă atingă pe dumneavoastră. Sanda. Din păcate, majoritatea bărbaților dau dovadă de egoism. Comunicarea cu mama lui contează mult în evoluția lui când va deveni adult. E adevărat că devin mici dictatori, uitându-mă în jurul meu, văd aceste lucruri se impun în fața jumătăților și vor să arate cât de bărbați sunt ei. Da, este vorba de acest egoism cultivat de mamă la fiu, prin laudă și prin fascinația mamei față de copil. Denisa, de ce bărbații sunt îndrăgostiți și știu să te curteze la început și după nu mai sunt la fel și se schimbă? Pentru că, probabil, nici tu nu mai ești cea de la început, atât de necunoscută și atât de problematică pentru ei. Oh, ce de mesaje sunt aici. Hai să mai iau și de la sfârșit, măcar unul. Da, aici sunt foarte multe replici. Summer Sky. Doamnelor, bărbatul e simplu, vrea sex, restul sunt detalii neimportante, egoist, solitar, egocentric, egocentrist, etc. Summer Sky, nu toți bărbații vor doar sex și nu înseamnă că sunt simpli. Păi, înainte de sex, bărbatul vrea tot felul de lucruri, de exemplu, de la ceilalți bărbați. Tu ce vrei de la ceilalți bărbați? Prieteni, o să mă opresc aici în seara asta. Știu că sunt multe întrebări, dar dacă vreți să aveți garanția unui răspuns din partea mea, puteți să intrați pe patreon.com/dreandrei și marțea de la ora 20 avem live-ul pe caz. Cazul de mâine seara este cum scoți egoismul dintr-un adult.
Nu uitați că și voi puteți să vă exprimați pe acest subiect și să-mi puneți orice întrebare începând de mâine seară dacă deveniți patron pe www.patreon.com/dreandrei. Să fie frumos și bine și în seara asta. La revedere!